Filozofia nu este doar o disciplină intelectuală abstractă și aridă. Încă de la începuturi, filozofia s-a preocupat de cunoaștere, de autocunoaștere, de înțelepciune, adevăr, etică, bine, iubirea de frumos, de valorile și sensurile profunde ale existenței noastre. Cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm, care este scopul, sensul, menirea noastră pe pământ. Cum putem să ne folosim de moștenirea filozofiei și să o integrăm în propria noastră existență ca mod de viață. Astăzi, dragii noștri, vorbim alături de Luisa Neag, colega mea, senior editor Herald și coordonator al colecției Cogito, despre o carte foarte frumoasă, o noutate editorială, am putea spune, și nu exagerăm cu nimic când spunem că este un eveniment editorial și cultural în cadrul acestei colecții, colecția Cogito, colecția de filozofie a editurii Herald. Este vorba despre Nesupunerea civică și alte scrieri de Henri David Thoreau, o carte publicată, cum spuneam, în colecția Cogito a editurii Herald, iar volumul de față adună la oaltă câteva dintre scrierile de mici dimensiuni ale lui Henri David Thoreau, care au avut un impact foarte important atât în istoria Statelor Unite ale Americii, cât și peste tot în lume. Cel mai renumit eseu al autorului este, fără îndoială, Nesupunerea civică, eseu care a fost publicat pentru prima oară în anul 1849. Aflăm că cea mai bună guvernare este cea care guvernează cel mai puțin, ba chiar deloc. Și aici cumva facem legătură și cred că este o carte și un autor și o carte cumva actuală, iată ce trăim noi în epoca contemporană, ceea ce trăiește omul modern astăzi. Luisa, de ce ai recomanda această carte cititorilor pasionați de filozofie și nu numai de filozofie, ci și de ceea ce înseamnă probabil, eu știu, norme, cutume sau reguli sociale? Da, aș recomanda, bună tuturor, mulțumesc pentru invitație, aș recomanda-o pentru că este o carte foarte frumoasă. Punct. Henri David Thoreau este un transcendentalist, adică este reprezentantul unui curent care a apărut ca o reacție a modului în care se punea problema la Universitatea de la Harvard. Și, mă rog, împreună cu Ralph Waldo Emerson și cu alții, au o deschidere față de o intuiție, un mod de a fi foarte autentic și spontan, pe care ei cred că oamenii îl pot avea. Și pe care el îl întruchipează foarte frumos. El spune despre el, de exemplu, că avea meseria de hoinar și cel mai mult și mai mult a urmărit în viața lui să facă ce vrea. Și era ferm convins că acest lucru este posibil atât la nivel individual, cât și la nivel social. Și cam așa pornește discuția și în celebrul lui eseu, Nesupunerea civică, în care practic susține că dacă fiecare și-ar urma această sinceritate, această intuiție interioară, ar fi perfect firesc ca să nu ne călcăm pe bătături și să nu ajungem la conflictele care ne fac atât de mult rău. Am alcătuit această ediție împreună cu traducătorul ei, domnul profesor Ovidiu Morar de la Universitatea de la Suceava. Am pornit de la acest eseu, Nesupunerea civică, pentru că, într-adevăr, am considerat că este bine ca această scriere să fie totuși la îndemână și în limba română. El a mai fost tradus, a apărut într-o antologie de texte de filozofie politică după Revoluție cândva și nu a mai fost reeditat. Și
am considerat că ar fi foarte bine ca să îl retraducem și să îl aducem înaintea publicului și alături de el am grupat și alte scrieri ale lui Henri David Thoreau. El nu a scris, în afară de Walden sau Viața în pădure, alte scrieri de lungă, de mare întindere. El practic și-a scris un jurnal de-a lungul întregii sale vieți și toate aceste scrieri sunt de găsit în jurnalul lui. Ca să vă dau câteva elemente din ce am grupat noi în această ediție. Eseurile grupate sub titlul Despre religie și prietenie, și anume Fabula creștină și prietenia, care de altfel este și preferatul meu, Omul împotriva statului, în care avem paradisul ce urmează a fi recâștigat, nesupunerea civică și viața fără principii. Avem pledoaria pentru capitanul John Brown, care este un eseu care iarăși a avut un ecou foarte mare în Statele Unite în ceea ce privește abolirea sclaviei, și câteva fragmente din jurnalul lui mai semnificative despre mine însumi, pentru ce am trăit, Concord, prietenii vechi și noi. Sunt niște scrieri foarte poetice și cumva definitorii față de personalitatea lui Thoreau. Ca să spun pe scurt câteva cuvinte despre Henri David Thoreau, el s-a născut într-o familie care, mă rog, de o condiție mijlocie, să zicem așa. Familia lui avea o afacere cu creioane, dar, de exemplu, pentru ca el să fie trimis să studieze la Harvard, familia lui a făcut un efort foarte mare, destul de mare, și, mă rog, de aceea a studiat la Harvard, dar nu s-a evidențiat foarte mare, foarte mult. El era, avea această trăsătură, de un individualism foarte puternic, așa cum am spus și la început, el dorea să facă ceea ce vrea și nu putea fi constrâns în niciun fel de dogme și, de altfel, în toate scrierile lui critică toate dogmele cu care se întâlnește. De exemplu, se poate spune că în scrierile lui există trei puncte principale. Primul este natura, al doilea este el însuși și al treilea este critica. Așa cum am spus, critică în general toate structurile rigide și tot ceea ce ne constrânge din a fi noi înșine și a nu ne urmări această sinceritate care definește ceea ce suntem cu adevărat. Aș vrea să intervin puțin cu o temă sau cu o întrebare. Cumva din carte răzbate, apropo de ce spuneam la începutul intervenției noastre, este de preferat ca oamenii să respecte mai degrabă ce le spune sau le dictează conștiința decât ceea ce spun legile, și chiar autorul însuși a preferat să meargă la închisoare decât să plătească niște taxe în care chiar nu credea. Iar ideile lui Thoreau au influențat mișcarea de revoltă non-violentă inițiată de Mahatma Gandhi, care a dus la dobândirea, după cum știm, a independenței Indiei, India modernă, iar Tolstoi îl citează adesea pe Thoreau și Martin Luther King Jr. îi datorează acestei o parte din visul său. Acum, întrebarea ar fi, este cumva revoluționar și un soi de pionierat gândirea filozofică, mai ales dacă fac referire la Mahatma Gandhi, un fel de pionierat al lui Thoreau. Dar mă gândesc că când vorbim despre legi, dacă fiecare individ ar face ceea ce dictează inima sau conștiința, probabil, mă gândesc, nu știu, prin această nesupunere civică față de niște legi,
stabilite până la urmă tot de oameni, da? Acel stat la care ne referim. Nu există cumva riscul ca fiecare făcând ceea ce consideră, ceea ce vrea, să ajungem la un soi de, hai să zicem, anarhism? Da. Deci, nu știu dacă trebuie să răspund eu sau trebuie să răspundă Toror. E și o întrebare, da, retorică, exact. Da, nu, în fine, acum fie vorba între noi, aproape că aș putea să spun despre Toro că a fost cumva un privilegiat al soartei, un fel de răsfățat, adică el practic, da, a preferat să meargă la închisoare ca să nu-și plătească taxa respectivă, dar a fost scos din închisoare de către mătușa lui care a plătit acea taxă pentru el până la urmă și el practic a rămas deci plata în, tot s-a făcut. Da, a rămas în închisoare o noapte și după aceea a scris despre această, deci a cum să zic, a fost pentru el a fost o experiență spirituală, filozofică, noaptea petrecută în acea închisoare în care el se simțea cel mai liber dintre toți și și-a găsit disponibilitatea interioară și răgazul să mediteze asupra condiției sale umane. De exemplu, apropo de ce spuneai cu Gandhi, care a fost inspirat de eseul lui Nesupunerea civică, a suferit cu adevărat în închisoare. Adică, nu doar, mă rog, a dovedit mult mai mult prin fapte că a pus la lucru principiile despre care vorbește Henri David Thoreau decât el însuși. Acum, el are o, într-adevăr, e foarte mentală viziunea lui, adică e foarte greu de pus în practică fără suferință ceea ce spune el. Adică, cumva, statul ar trebui să fie, să privească, să respecte individul în totalitate și să îi se subordoneze, cumva, să-l servească în măsura în care este necesar, dar, de fapt, el pune un fel de egalitate între stat și individ. Adică oamenii se asociază în conformitate cu interesele lor, atât cât au nevoie, dar la limită sau, nu știu, în esență, orice individ are aceleași drepturi ca și întreaga totalitate a statului. Adică statul ar trebui să privească individul ca pe ceva egal cu el, cumva. Este, mă rog, o filozofie aparte, greu de pus în practică. În orice caz, uite, pot să citesc un fragment pe care mi s-a părut ilustrativ din, apropo de asta, în care el zice așa: este oare democrația, așa cum o cunoaștem, ultima îmbunătățire posibilă a guvernării? Nu e oare cu putință un pas mai departe către recunoașterea și constituirea drepturilor omului? Nu va exista niciodată un stat cu adevărat liber și luminat până când statul nu va ajunge să recunoască pe individ drept o putere mai înaltă și independentă din care derivă întreaga lui putere și autoritate, tratându-l în mod corespunzător. Adică, uite, și mai zice, îmi place să-mi imaginez cel puțin un stat care își poate permite să fie drept cu toți oamenii și să-l trateze pe individ cu respect ca pe un vecin. Adică dacă cineva, de exemplu, consideră că statul nu îi reprezintă interesele reale, sincere, da, pe care le crede el, nu este lăsat să facă ceea ce vrea, atunci el se poate separa de stat ca un vecin, da? Și statul trebuie să-l trateze ca atare, adică în mod egal, conviețuim împreună, noi și cu statul.
este o deschidere către o nouă abordare care are destul de mulți adepți și în ziua de astăzi. Sunt acei indivizi care se separă cumva de și chiar se separă de sau consideră că este cu putință să se separe de această obligativitate, de exemplu, de a plăti taxele. Nu știu dacă deci este o discuție deschisă dacă și cum se poate rezolva această problemă. Nu este ca orice problemă filozofică, este în curs de explorare. Nu am un răspuns și nici Toron nu are un răspuns total. El doar cugetă pe marginea acestei situații, dar are darul de a provoca niște întrebări extreme. Și provoacă foarte mult prin absolut toate scrierile sale. De exemplu, în acest text despre creștinism. O să citesc câteva fragmente care mi se par așa emblematice pentru felul în care pune Toro problema. De exemplu, Dumnezeu cel perfect în revelațiile lui n-a ajuns niciodată la vreuna dintre declarațiile pe care voi, profeții lui, le formulați. Ați învățat oare alfabetul cerului și puteți număra până la trei? Cunoașteți oare numărul membrilor familiei lui Dumnezeu? Puteți pune oare mistere în cuvinte? Vă permiteți oare să fabulați despre inefabil? Spuneți-mi, rog-vă, ce fel de geograf sunteți voi ca să vorbiți despre topografia cerului? Ai cui prieteni sunteți voi ca să vorbiți despre personalitatea lui Dumnezeu? Nu suportă niciun fel de dogmă. De asemenea, uite, zice, Noul Testament e o carte inestimabilă, deși mărturisesc că am fost la început ușor influențat împotriva ei din cauza bisericii și a școlii sabatice, astfel încât înainte de a o citi, mi se părea cea mai șovină carte din catalog. Totuși, am scăpat repede din plasa lor, era greu să-ți scoți comentariile lor din cap și să-i guști adevărata aromă. El nu este închis față de spiritualitate, dar dorește să o recepteze în felul lui propriu. La fel, are o viziune foarte frumoasă, cum spuneam și mai devreme, eseul meu principal din această carte pe care l-am gustat cel mai mult este cel despre prietenie, unde are o viziune idealizată a prieteniei. Acum, el era un singuratic, deci petrecea cea mai mare parte din timp, cred că vreo 4-6 ore în fiecare zi, plimbându-se prin pădurile minunate din zona Concord, unde locuia el, în New England, și relațiile lui cu oamenii erau foarte eterate. El era foarte mult în lumea lui, își scria jurnalul, mai a fost la un moment dat profesor, a publicat la un moment dat, a fost jurnalist, dar mai ținea niște prelegeri, dar în general era un singuratic. Și nici nu avea, de exemplu, femeia de care s-a îndrăgostit mare lui dragoste, l-a preferat pe fratele lui, deci a avut o dezamăgire radicală și după aceea nu s-a mai îndrăgostit. Și a idealizat prietenia. De exemplu, spune ceea ce e în mod obișnuit onorat cu numele de prietenie e un instinct nici prea profund, nici prea puternic. La urma urmei, oamenii nu-și iubesc prea mult prietenii. Nu-i văd des pe fermieri, devenim profeți și înțelepți la marginea nebuniei din prietenie pentru alții. Ei nu sunt prea des transfigurați și transportați de iubire în prezența acestora. Nu-i văd purificați, rafinați și înălțați de dragostea pentru un om. Adică
transformă prietenia într-o experiență spirituală de cel mai înalt calibru și o tratează ca atare. Și tocmai de aceea este ceva foarte rar și foarte greu de atins. Și la fel face cu toate idealurile umane. Sunt, există, dar cu condiția să fim, să ne urmărim acea sinceritate, acea onestitate personală, a elimina dogmele și a avea curajul, până la urmă, de a fi cine suntem. El a făcut asta în toată viața lui, dar cu prețul de a fi, așa cum am spus, acest singuratic și retras. Este un autor care merită să fie cunoscut și cred că se potrivește foarte mult cu deschiderile pe care le au oamenii în ultima vreme față de natură și față de o viață cât mai curată și cât mai simplă. Așadar, recomand cu drag eseurile lui Thoreau, începând cu Nesupunerea civică și, în mod special, eseul despre prietenie, dar și celelalte. În scrierile din jurnalul lui vom întâlni niște reflecții asupra condiției umane, foarte frumos puse, foarte poetice, care pur și simplu sunt pasaje care te invită la meditație și așa la o stare de frumusețe a vieții neașteptate. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Nesupunerea civică și alte scrieri de Harry David Thoreau, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald în campania Filozofia ca mod de viață. A fost alături de noi Luisa Neac, senior editor Herald, coordonator al colecției Cogito. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată. În continuare, la revedere! La revedere!